Suntem din nou în direct la emisiunea Animasfera și începusem în prima parte să vedem câteva informații legate de castrarea armăsarilor și aș vrea să te întreb, Peter, dacă își schimbă comportamentul armăsarii după castrare, că foarte mulți se feresc să facă această intervenție, bănuind că le scade forța, le scade viteza, le scade abilitățile. Nu, nu, își păstrează, cum să nu, și cam după o lună după castrare dispare și testosteronul din sânge. Va fi docil, poți să mergi să lucrezi, nu mai sunt probleme, nu ți mai creează probleme. Um. Deci nu e ca și la, cum se spune, la motan sau la căței, că le scade testosteronul, nu mai sunt masculie, nu, nu mai nu, nu, nu fac pază, nu mai... Fac, au, au aceeași forță pe care au avut-o și, în, și, și, înainte, evident. Uh, următoarea întrebare este dacă se castrează toți ca indiferent de sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească, fie ei de curse, fie ei de tracțiune la atelaj, Bine, mai de mult, în mod sigur că erau, deci numai ăia nu, nu se castrează, care sunt uh, ținuți pentru prăsile. prăsile. Deci în rest, uh, și un, mai ales un cal de curse, care trebuie să fie foarte, foarte ascultător. ascultător deci nu se poate altfel. Există, îmi spuneai că trebuie să fim atenți, foarte atenți la uh, îngrijirea postoperatorie După ce am castrat un armăsar, să, să le spui proprietarilor de cai la ce trebuie să fie atenți. Păi gândul să vorbim despre castrare, practic a pornit de la problemele postoperatorii pe care personal le-am întâmpinat. acum o lună am castrat vreo 15 într-o zi, dintre care doi s-au umflat. De ce s-au umflat ăștia doi la da? locul operației? De ce au făcut acele edeme? Este din cauza că uh, proprietarii de uh, cai, foști uh, armăsari, uh, uh, nu, nu l-au scos suficient la plimbare. Și deci este foarte, foarte important că castrezi un armăsar cel puțin 14 zile, dar chiar 3, 21 de, de zile, 3 săptămâni, să-l porți dimineața și seara câte o oră. Să nu-l menajăm, să, că e operat. Nu trebuie menajat, pentru că atunci când îl plimbi chiar sus pe pantă, jos pe pantă, atunci, practic, buzele rănii, respectiv, tot golul acela unde a fost testicolul, se, se va uh, mișca și, practic, asigură drenajul. Pentru că, în cazul în care stă pe loc, pielea are tendința de a se de, a, de a se vindeca mai repede decât uh, uh, locul unde a fost. Deci, și practic, atunci că... se acumulează... Și se acumulează rohile, mm? ser, puroi, se face, face febră, trebuie să la dormi din nou, să deschizi, să-l cureți, să-i dai antibiotice și așa mai departe. iar mm. iarăși foarte important ca în perioada asta să nu-i dai bucate, să nu-i dai porumb sau o văz. Pentru că nu e o problemă dacă slăbește, pentru că o să revină după ce... Mai, foarte mulți li frică că vai, unde a ajuns calul meu frumos, al meu frumos. Evident, o să, o să arată rongeoși după e, două săptămâni, altfel. Foarte important ca după operație, cel puțin patru zile, încet revii la tainul normal. Și cu apa, mare grijă. Nu trebuie adăpat numai cu jumătate de porție. Nu, nu scoți la pășune, la, mai ales la lucernă, pentru că se balonează și riscurile de eviscerație, de herniere sunt mult mai mari atunci, dacă, dacă inelele înghinale sunt mai largi decât în mod normal ar trebui să fie. Foarte important să primească totuși 3-4 zile antibiotice după intervenția chirurgicală. Ser antitetanic, mai ales în zonele tetanigene. Deci, asta nu, nu, trebuie, nu trebuie să ne jucă. Nu ajunge dacă dăm o penicilină și am distrus bacilus tetanii. Trebuie să dăm și ser antitetanic, pentru că și ulterior, după ce trece efectul penicilinei, poate să se să, să, să infecteze. Deci, sunt anumite aspecte. Pe care trebuie neapărat să, le, să, le, să nu le ignorăm, pentru că complicațiile numai atunci. Ce fac cei care au recurs la astfel de intervenție, dar nu au tehnician sau medic veterinar? le Au fost informați informa sau chiar te-am auzit pe tine mm. acum ce fac cu antibioticele și le pot administra? Da, asta la noi, din păcate, e o problemă. Oamenii care sunt departe de noi, sunt pe munte și nu. La un, dacă pe, mă cheamă cineva la un câine La o pisică în orașul ăsta Mă duc nu? Deci în câteva ore sunt acolo Dar la ei nu merge nimeni Nu, nu odată a, am avut au, care au Eu din, de multe ori las Cât un flacon de antibiotic Recunosc, nu este corect Dar nu am ce să fac altceva Trebuie să-i las un, un Scriu dozajul Ținem legătura telefonic, a fost caz când cu poșta rapidă am trimis uh, medicamentul necesar. Uh, de, știu despre ce e vorba deja, îi las unguente, uh, creme cu antibiotic, îi arăt cum trebuie să intră, introducă degetele în răni, ca să desfacă eventualele uh, uh, cicatrizări, cum să debrideze practic, locul inciziei și să de, dea drumul din nou la... la Scurgere. Și, evident, nu, după cum am spus, două zile, deci zilnic de două ori scoși la plimbare. Vă mulțumesc pentru informație, să sperăm că cei iubitori de animale și proprietarii de cai au fost pe recepție, au auzit chiar ultimele informații foarte, foarte importante. Să sperăm că și medici veterinari din localități sau tehnicieni vor fi aproape de, de cei care vor să întrețină și să aibă animalele sănătoase. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți. Punem punct aici ediției de astăzi. Vă dau o întâlnire mâine seara în cadrul emisiunii Ce vor plantele, când vom discuta despre sănătatea sănătatea plantelor, așa cum v-ați obișnuit, la AgroTV, în direct la ora 22, toate cele bune!